pompane de apă. Sunt o problemă. Deci aici sunt două aspecte care le-am făcut. Unul care le-am făcut pe toată lumea astăzi, pentru că lucrările astea ne-au bulversat prea mult și văd că nici cum nu se mai reorganizează un pic. Sunt multe orașe să lucrează, dar parte nu e chiar așa. Sunt neprofesioniști în funcția de lucru, deși poate cum văd să vă spun. A doua problemă, și aș ridica totuși, poate eu și se face să lucrez un pic acolo. A doua problemă care are conotații de ei. Deci m-are interesat, nu m-am interesat, m-am tot gândit. Noi am donat din combinat, pe baza muncii total locuitorilor din zonă, mai ales alimentări, am donat toată alimentările cu apă, captările și mai departe. La cea mai ieftină apă, câțiva ani am ajuns la cea mai scumpă aproape. Și nici nu de calitate. Și eu sper totuși să găsim o rezolvare, o soluție și mă rog, o tendință măcar, un drum. Deocamdată, în afara faptului că o să s-o schimbăm, încă nu se simte nicio bunătate, niciun fel. Și a treia problemă legată tot de ea, în socială trecută, sunt și cum vă dat o informare clară legată de cât v-a s-o tras, cât mai sunt de tras și așa mai departe. O informare mai, dar nu pe tehnic, nu posibil să vă spați și ce-o spați, economică. Așa că am acceptul și acum. Dacă nu, dar dacă o am, atunci am vrea să fac o informare scrisă privitor la aspectele economice legate de derularea investiției. Domnul Borga, la ce se referă calitativ, apa nu este. Eu chiar doresc să aduceți o dovadă calitativ apa. Povești, să ne vedem, întreabă, ne putem auzi, să dă-ți-o dacă e bine că are să pasă. Dacă vrei și dovadă, e gustul meu personal. Fiecare are gustul lui. A doua problemă referitor cu firma RAI care lucrează acolo la uzină, poate să vă spună doamna Răsăt, dumneavoastră Răsăt, referitor la stadiul lucrărilor și de ce sunteți de acolo. Și a treia problemă, vreau să vă ridic că, după cum știți, stația noastră de tratare la Turda e în reabilitare. Și domnul Vitu știe, se lucrează până în 15 martie, sau până în 15 martie, trebuie să fie gata. Luăm apă de la uzina Cornești și uzina Mihai Viteazu. Chiar în clipa asta nici uzina Turda și nici Turda nu are absolut probleme, pentru că sistemul energetic a făcut de ele niște probleme și nu reușim să umplem bazinele de atât la Mihai Viteazu ca și Cornești. Problema e că oamenii se înțeleagă în situația asta, merge în presiune redusă, ca să aibă oameni totuși apă. Și eu, în numele cetățenilor și a meu, ca așa cum a mie, vreau ca cetățenii să înțeleagă că, până mâine trebuie să rezolvă problema cu presiunea la apă. Eu, ca domnul Borbea, aproape de lună de zile s-a început și pe la minoriștilor. Nu se poate, lucru care se poate face în două, trei zile. Deci s-a făcut 200 de metri. Și nu știu cum s-a făcut acolo. Deci e un disconfort pentru cetățenii din zona aia. Se lucrează, se sparge asfaltul. Se sparge asfaltul, rămâne acolo, se pot întâmpla accidente. Deci trebuia făcut un contract. În 7 zile, mie îmi termin drumul. Nu avem, mai avem pe centru. Când se lucrează, așa de încet, nu știu ce se va întâmpla, dacă noi ajungem să încheiem lucrările interne și dacă se începe și pe partea cealaltă, cred că vom ieși din termen. Nu putem pune bine pietrul sau zăpada să terminăm lucrările dacă lucrăm mai încet decât de. S-a început coșbucul, s-au făcut 50 de metri. La 50 de metri s-au stupat. S-o spart canalizarea, a ieșit un miros, nu puteai să stai în biserică, puteai să treci pe stradă, ce miros era acolo. Ar trebui căutat o soluție să se facă contracte în 7 zile sau în cât cred ei că pot ce utilaje au, utilajele plecate de peste tot, nu mai lucrează nimeni, să întâlnim lucrarea asta. Pentru că sunt privați, firme private, eu nu înțeleg lucruri. Că ce ar fi la mine să repotez două luni de zi? Pentru că este... Nu știu, poate la alte străzi nu miroasă cam acum. Zona asta ultracentrală, din capacele alea cu găuri mari,
iese un miros din cadran insuportabil. Nu se poate cumva acest hermetic sau cumva să acopere. Deci mă refer tehnic, nu mă refer funcțional. Da. Încerc să răspund pe genul lucrările, într-adevăr, deranjează pentru că ele, prin natură, așa sunt deranjează, afectează disconfort cu dificultatea graficului sau dezordine care se creează în zona șantierului. Timpul de execuție a urmei de lucrări a fost al 20, este de 20 de minute, pentru care se atacă lucrări sau mai multe fronturi, care, într-adevăr, deranjează și asta, se atacă pe 10 fronturi, pentru că lucrarea trebuie finalizată în termen. Legat de țara renoviștilor. De ce se întâlnește? Domnul Stănilă spunea să dăm un termen de 7 zile. Lucrările efectiv au început după zilele încheieturii 16. A fost parte, într-adevăr, înainte de zilele încheieturii, dar lucrările efectiv pe rețeaua de apă care de la pasaj spre centru au început după data de 16. Se merge de rău, pentru că acolo pe o porțiune de un metru jumate pe toată lungimea lor este sunt o groază de rețele, printre care trebuie să ne strecurăm și noi, pentru care acest lucru, ritmul este mai lent. Avem fibră optică, este gaz, este rețea de apă, iar printre ele trebuie să ne strecurăm și noi. Acest lucru, ritmul este mai lent. Dincolo, dincolo de pasaj, avem canalizare. Deci trebuie să încheiem colectorul din șarut. Și acolo avem alte rețele, rețele din combinat, cu care ne intersectăm, trecut și ele. Deci avem două rețele de canalizare. Lucrările, deci din acest motiv, aceste motive, lucrările sunt mai lente. Deși noi zilnic suntem lângă constructor ca să-i încurcăm să micșoreze disconfortul pe care îl creează. Mai au și ei probleme lor, pe care ceea ce domnul Vituș îmi spunea, că nu duc la timp pământul rezultat în fărături. Să atenți pe ei ca să își respecte